pentru a deveni un om capabil și de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica. Pentru fiecare absolvent de gimnaziu este foarte importantă consilierea și orientarea profesională. Scopul acesteia este acela de a asista tânărul în acțiunile pe care le întreprinde pentru a construi o viață ce îi furnizează satisfacții și resurse. Ești în clasa 8-a? E timpul să-ți analizezi obiectivele. E timpul pentru a te înțelege și de a te aprecia. E timpul pentru a te raporta la ceilalți. E timpul pentru a dezvolta un plan adecvat de carieră și dezvoltare profesională. Numai în acest mod vei face față unui mediu dinamic și concurențial și te vei integra cu succes în societate și pe piața muncii. Principala responsabilitate este de a asigura montajul, de a pune în funcțiune, de a instala și de a repara sistemele de calcul, dar și sistemele de automatizare. Un tehnician operator tehnică de calcul poate lucra în domenii de vârf ale tehnologiei. Instalează componentele unui sistem de calcul, verifică funcționarea, ameliorează performanțele sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare. Asigură mentenanța preventivă a calculatoarelor și rețelelor de calculatoare. Asigură întreținerea, diagnosticarea și repararea instalațiilor electrice și de automatizări. Construiește și pune în funcțiune instalații electronice de reglare automată. Instrumentele uzuale și echipamentele includ componente electrice și electronice, aparate și dispozitive de testare și măsurare, osciloscope. Diverse scule, cum ar fi șurubelnițe, patent, clește desertizat, clește de dezizolat, pensete și pile, instrumente de lipire sau instrumente de prelucrare mecanică. Pentru a fi printre cei mai buni în domeniu, este necesară o foarte bună pregătire profesională care se poate obține la Liceul Tehnologic Vasile Savroman. Life's a game made for everyone. And love is... Tehnicianul electronist trebuie să posede mai multe cunoștințe teoretice și practice din mai multe domenii, cum ar fi electrică, electronică, mecanică, dar și management, pentru că el trebuie să poată să organizeze o echipă de lucru. Electronistul dobândește, prin formarea profesională, următoarele competențe: utilizarea calculatorului și prelucrarea informației, utilizarea aparatelor de măsură și a osciloscopului, proiectarea și confecționarea cablajelor imprimate, programarea în limbajul C++ a memoriei unui microcontroler, construcția și funcționarea instalațiilor de reglare automată, lucrul în echipă, dezvoltare personală în scopul obținerii performanței. Un electronist se poate specializa în domenii foarte căutate, cum ar fi cablarea, instalarea și mentenanța instalațiilor de curenți slabi, date voce, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă, detecție incendiu, control acces, sonorizare. Realizarea automatizărilor pentru locuințe, cum ar fi uși de garaj, porți automate sau smart home. Realizarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare. Bună ziua! Vă salutăm de la NetKit Computers, singura companie romașcană 100%, înființată de 1997, care are o activitate laborioasă și încearcă să acoperă cam toată gama de servicii care sunt cerute în municipiu. De-a lungul timpului am avut contacte cu viitori absolvenți, cu elevi de la liceul Vasile Sav. Am colaborat foarte bine și am fost impresionat de unii dintre colegii voștri care chiar au fost super interesați de această activitate. Ca activitate principală, noi suntem furnizori de servicii, servicii, reparații, înlocuire de componente, furnizare de componente, rețelistică, cam tot ce
se cere în momentul de față. Activitatea la noi presupune cunoștințe de bază. Pentru niște elevi de liceu care și-ar dori să activeze în această branșă, ar trebui să știe că, în afară de teoria care se învață în școală, nu ni sunt necesare niște abilități tehnice. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Ziua de azi are calculator. Asta nu înseamnă că dacă au calculator știu ce se întâmplă în spatele carcasei, știu ce face calculatorul efectiv sau cum lucrează acel calculator, iar această, să zicem așa, idee că se pricepe la calculator numai prin faptul că are un calculator este complet greșită. De-a lungul timpului, cum vă spuneam, am avut elevi care s-au integrat foarte bine la noi. I-am chemat și după terminarea școlii, în vacanță, să ne ajute. Au fost foarte interesați. Alții, după facultate, chiar ne-au trimis semnale din locurile de muncă în care pur și simplu ne-au zis că da, ați avut dreptate în anumite privințe.